Eu personal citesc zilnic articole de blog, urmăresc clipuri sau tutoriale pe YouTube sau urmăresc vreun tutorial pe Plural Site. Constant fac asta nu neapărat pentru că aș avea nevoie, ci mai mult din curiozitate și pentru că îmi place să aflu lucruri noi. Asta este marele avantaj în industria asta este că nu ai cum să te plictisești absolut niciodată. Și foarte des stau și mă minunez cât de multe resurse există online absolut gratuit. Extrem de multe comunități de genul Stack Overflow, Stack Exchange unde, sau mă rog alte tipuri de forumuri unde poți pune întrebări despre problemele pe care le ai și poți primi răspunsuri punctual. Nu numai atât, dar majoritatea tehnologiilor au Documentații, da? unele mai bune, altele mai proaste, după caz, dar măcar ai acolo o, o, o ancoră de care să te agăți atunci când ai nevoie să faci ceva și nu știi cum. Unde voiam să ajung cu asta este că în anul 2021, da, în momentul curent, este cel mai bun moment să înveți programare sau computer science în general dacă nu ești cel mai mare fan al programării. Pentru că se găsesc resurse pe toate drumurile foarte bune și cele mai multe din ele gratuite atâtea comunități în care poți cere ajutor atunci când ai probleme și atâtea documentații pe care le por, poți parcurge pentru a implementa chestii care habar nu aveai că sunt posibile. Bun, și cu asta fiind spuse, astăzi vreau să povestim de ce cred că noi, cei care lucrăm în IT, suntem mult mai privilegiați decât cei din alte domenii. Salut și bine te-am regăsit! Dacă ești pentru prima dată aici, numele meu este Bogdan și sunt self taught Developer. Vorbesc foarte des despre subiecte tehnice din cadrul jobului de programator, despre viața de programator în general, dar și cum de să, să devii unul fără să cheltui prea mult. Bani. Dacă ți-am captat atenția, nu uita să pești pe butonul ăla de subscribe pentru a fi la curent atunci când mai postez câte ceva. Bun, păi dacă ceea ce am zis mai devreme nu te face să înțelegi că noi, programatorii sau lucrătorii din IT în general suntem mai privilegiați, eu nu știu ce să mai zic. Bineînțeles că nu e neapărat vorba de, doar despre IT sau programare sau computer science în general cel mai probabil vei găsi de 15, 20, 100 de ori mai multe resurse astăzi decât o găseai acum 20 de ani pentru absolut orice tool există pe lumea asta, absolut orice platformă, absolut orice sistem, absolut orice aplicație ai avea nevoie să folosești. Cu siguranță vei găsi online mult mai multă informație decât găseai acum 10, 15 ani. Deci nu e o perioadă chiar atât de îndelungată dacă să te gândești 10, 15 ani, nu sunt chiar mulți ani dar cu siguranță găsești extrem, extrem de multă informație în ziua de azi despre absolut orice, comparativ cu perioada din, nu știu, dinainte de 2010, să zicem, sau chiar și mai de mult din anii 2000 și puțin cu siguranță pe atunci exista foarte, foarte puțină informații online. Dar chiar și așa, mi se pare că sunt domenii care nu beneficiază de această abundență de informații online. Mi aduc aminte de la un job anterior unde firma nu activa, nu era de fapt o firmă de IT, era o firmă de inginerie și avea departamente și de proiectare, da, activa și în domeniul ingineriei industriale și avea proiectanți de inginerie civilă, mecanică, electrică și așa mai departe. Și pentru ei când aveau o problemă nu era suficient să meargă online să caute pe Google soluția la problema respectivă. Se făceau tot felul de brainstorming-uri cu inginerii mai seniori, se făceau tot felul de ședințe în care se discuta problema și se încerca să se găsească o soluție. De asemenea și pentru tool folosite se găseau foarte, foarte greu informații online despre cum să faci un lucru, mai ceva mai complicat decât lucrurile de bază pe care le puteai face cu tool-ul respectiv. Pot să, iau de exemplu, pot să iau drept exemplu, celebrul Autocad, care este una din cele mai cunoscute tooluri de proiectare și pe care eu personal l-am folosit în facultate la proiectele din facultate. În ciuda faptului că e una din cele mai cunoscute aplicații de din zona de proiectare. Găsești ceva resurse online, dar nici pe departe nu este suficient. De multe ori ceea ce găsești este fie incomplet, fie de proastă calitate, fie uh, pur și simplu nu este ceea ce ai tu nevoie. Și așa cum am zis, E, e, aici e vorba de autocar. Nici nu vreau să mă gândesc la tulurile mai de nișă sau mai puțin cunoscute, de care mai puțin oameni știu și care sunt folosite în această industrie. Nici nu vreau să mă gândesc cât de puțină informație vei găsi online despre tulurile alea. Știu că în ultimii ani au mai, părut, au mai părut, informații și despre uneltele astea, dar chiar și așa nu se compară cu ceea ce poți să găsești în IT. Fie că vrei să-ți asamblezi un PC, fie că ai o problemă de natură hardware da, la, la PC-ul tău de acasă, fie că vrei să-ți asamblezi unul de la zero, o să găsești cu siguranță un clip de pe YouTube sau știu eu de pe ce platformă cu un tip care face deja asta și o să-ți arate pas cu pas cum să-ți montezi PC-ul, care sunt condițiile pe care trebuie să le respecti, ce trebuie să faci, ce trebuie să cumperi, ce alte accesorii, cabluri și așa mai departe trebuie să cumperi și așa mai departe. Sau dacă ai nevoie să con conectezi vreo componentă nouă, sigur găsești o discuție pe un forum, o discuție pe un grup de Facebook știu și eu legat de ce setări în BIOS trebuie să faci, cum trebuie să montezi componenta respectivă, dacă, ți, dacă sursa este suficientă pentru a aduce noua componentă, da, pentru a, a putea alimenta și noua componentă, dacă e să zicem o placă video, dacă faci un upgrade la o placă video și e consumatoare mai mare de energie decât cealaltă, vei găsi cu siguranță toate informațiile astea pe un forum, pe un topic de Reddit, pe știu eu, cu siguranță le vei găsi undeva. Dacă îți vin în minte tool din alt domeniu decât cel din informatică, da, eu am dat exemplul cu proiectarea pentru că tool sunt oarecum familiare, unele din ele, dar dacă ai în minte alte tool dacă folosești ceva din, din, alte domenii de activitate, te rog să faci un search pe Google și să-mi spui câte rezultate ai găsit la un mic tutorial cum să faci un lucru mai mai uh, aparte, nu știu, da? Te rog să faci un search pe Google și să mi spui câte rezultate ai găsit pentru că sunt și eu curios. Și mai mult de atât, dacă vreunul din rezultatele alea îți satisface nevoile, pentru că asta e foarte important. Știu că sunt foarte multe cursuri despre uh, aplicațiile din zona de editare foto, editare video și așa mai departe, dar Tulurile astea au fost acaparate de era asta social media în care toată lumea vrea să-și editeze pozele, youtuberi care vor să filmeze și să-și editeze clipurile și așa mai departe și asta a bustat genul ăsta de a amplificat nivelul de căutări și de informații pentru genul ăsta de platforme pentru genul ăsta de aplicații. Nu pot să zic că am excelat în facultate când vine vorba de AutoCAD, dar tocmai pentru că nu găseam niciun fel de resurse online, eram dispus să învăț, eram dispus să investesc timp, dar nu găseam niciun fel de resurse decente online care să nu mă coste câteva mii de euro și să se întindă pe o perioadă de știu eu 6 luni, iar din punctul ăsta de vedere facultatea era absolut blocată în timp. Da, Universitatea Politehnica București nu avea în anul 2010-2014 nu avea resursele necesare să predea studenților săi tooluri de proiectare. să predea informații despre tooluri de proiectare moderne. Foaia și creionul încă făceau legea la maxim și nu părea că o să se schimbe asta prea curând. Eu am absolvit în 2014, dacă este cineva care e încă student în momentul de față și urmărește acum acest acest episod, rog să lase jos în comentarii cum mai e să fii student la Poli, dacă s-a mai schimbat ceva între timp, de la orice specializare, mai fără la orice specializare în afară de cele cu calculatoare, pentru că, da, vorbim de bă, alte industrii decât IT aici. Există, bineînțeles, cărți de specialitate în domeniul ăsta care te pot uh, ajuta să înveți cum să faci ceva de la zero, cum să urmezi niște pași pentru a obține ceva. Dar cărțile astea, pe lângă faptul că sunt foarte stufoase și greu de parcurs, devin și foarte rapid outdated, devin obsolit. De ce devin obsolit? Pentru că tunurile astea se schimbă foarte des de la o versiune la alta. ori o carte pe care cineva a scos-o în 2010, nu se va mai potrivi cu ce uh, interfețe și cum funcționează tulurile astea în ziua de azi. Bineînțeles, diferă de la caz la caz, este subiectivă treaba asta, dar o carte scoasă pentru, ca și ghid pentru un tool anume, pentru o aplicație de calculator, devine foarte rapid, irelevantă, pentru că tool se schimbă foarte rapid și atunci, dacă tu oricum nu știi tool respectiv și nu știi cum să-l folosești, Odată ce nu vei mai putea să urmezi pașii de acolo pentru că s-a schimbat un pic interfața, s-a schimbat modul de lucru sau ceva în flow-ul respectiv, te vei pierde complet. Foarte greu vei reuși să ajustezi diferența uh, dintre ceea ce ai tu azi și ceea ce descrie cartea respectivă. Mai mult de atât, dacă ești o persoană care învață făcând așa cum sunt eu, eu 90% din lucrurile pe care le știu le-am învățat făcând, pur și simplu la început fac un mic tutorial sau citesc ceva despre tool respectiv sau despre tehnologia respectivă și apoi mă arunc direct și încep să lucrez pentru că așa învăț. Așa învăț cel mai ușor, direct lovindu-mă de probleme și rezolvând probleme, nu doar citind teorie pentru că Altfel vei avea impresia că știi pentru că ai citit teoria, dar practic vorbind nu vei putea să faci mare lucru. Bineînțeles că fac asta în paralel cu cititul teorie pentru a, nu știu, sedimenta mai bine informațiile și așa mai departe. Dar în general, eu no peste 90% din timp învăț, învăț lucruri noi făcând lucrurile alea, da? nu doar citind despre el. Și aici bănuiesc că depinde de la persoană la persoană, nu e obligatoriu să fie și pentru tine la fel, de exemplu. Dacă aș începe doar cu teoria asta, în cazul meu și bănuiesc că este și în cazul multora, dacă aș începe doar cu teoria fără să fac și ceva practică, cu greu se va prinde ceva de mine și de asta consider că învățatul din cărți din astea stufoase e mult mai greu decât să urmezi un curs online, un curs video undeva, un tutorial video. De asta în domenii pe cum ingineria mecanică, industrială, genurile astea de inginerie, o să fie mai greu spre imposibil să vezi pe cineva care este self-taught pentru că n-ar avea de unde, da? N-ar avea de unde să fie self-taught, n-ar avea de unde să învețe. Chiar și dacă ești pasionat de așa ceva, fără cursurile și networking-ul pe care îl oferă facultatea, ar fi foarte greu spre imposibil să ajungi să profesezi în așa ceva. Nu pentru că ți-ar trebui neapărat diploma de inginer, deși majoritatea joburilor cer o diplomă de inginer din, din, domeniile astea, nu este obligatoriu să ai. Legal vorbind, nu este niciun fel de obligație, nu ai niciun fel de necesitate. Nu e ca în cazul doctorilor sau avocaților unde da, trebuie să fi terminat o facultate în domeniu, să ai o diplomă sau arhitecților și așa mai departe, unde e musai să ai o, o, diplomă emisă de o instituție de învățământ din asta acreditată pentru a putea profesa în domeniul respectiv. Nu e și în cazul ingineriei așa. E bine, cam astea au fost gândurile mele despre învățatul pe cont propriu, mai ales în zona asta de, de IT. Și de ce cred că majoritatea dintre voi care vreți să faceți asta, vreți să învățați asta și vă întoarceți prima dată cu privirea către programe de mentorat și cursuri extrem, extrem de scumpe, Cred că întâi și întâi ar trebui să vă întoarceți privirea către voi și să vă provocați să faceți asta de unii singuri, să puteți să, să încercați să faceți asta doar învățând de unii singuri, pentru că informație există online oricâtă vreți despre absolut orice nișă din domeniul ăsta și v-ar salva de extrem, extrem de mulți bani de-a lungul timpului. Știu că faptul că există foarte multă informație online poate fi și un dezavantaj, pentru că va trebui să știi cum să triezi informațiile alea. Dar crede-mă pe cuvânt, cu cât vei citi mai multe lucruri, cu cât vei vedea mai multe lucruri, indiferent că ele sunt amestecate, că sunt despre limbaje diferite sau tehnologii diferite, cu cât vei citi mai multe lucruri, cu atât cu timpul va începe să-ți se, să se lege lucrurile astea, toate lucrurile astea mental și vei începe să înțelegi calea pe care trebuie să o urmezi. Îți vei face, îți vei face o idee despre ceea ce îți place sau nu îți place și pe baza lucrurilor răsura, îți vei, vei înțelege calea pe care trebuie să o urmezi ca să ajungi acolo unde vrei tu să ajungi. Perseverența este cheia. Bun, cam asta au fost părerile și sfaturile mele. Aștept și părerile tale jos în comentarii. Mersi că m-ai urmărit până la final și până data viitoare, numai bine.